Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint aparatul de sudură tip inverter ProWeld MMA140PI. Acest aparat monofazat folosește procedeul de sudură MMA, care permite utilizarea tuturor tipurilor de electrozi înveliți. Cu ajutorul tehnologiei inverter IGBT, randamentul acestui aparat este de 80%, ceea ce înseamnă că dintr-un ciclu de 10 minute, produsul poate fi utilizat 8 minute, iar 2 minute sunt necesare pentru răcire. În partea frontală a aparatului găsim panoul de comandă, prevăzut cu un potențiometru care permite reglarea curentului de sudură de la 20 până la 140 de amperi. Curentul de sudură se reglează în funcție de tipul de electrod utilizat. Astfel, pentru un electrod cu diametrul de 2,5 mm, este necesar un curent de sudură de 100 de amperi, iar pentru un electrod cu diametrul de 3,25 mm este necesar un curent de sudură de 140 de amperi. Acest aparat poate crea arc de sudură stabil și rapid, folosind un electrod de sudură cu diametrul maxim de 3,25 mm. Tot pe panoul de comandă avem două LED-uri indicatoare. LED-ul indicator de culoare verde arată că aparatul este gata de utilizare, iar LED-ul indicator de culoare roșie ne arată că aparatul are probleme de funcționare sau este supraîncălzit. Sub panoul de comandă sunt situate cele două borne care permit conectarea accesoriilor. Datorită faptului că acest aparat folosește curent continuu pentru sudură, se pot folosi două moduri de utilizare: conectare pozitivă sau conectare negativă. În partea din spate a aparatului găsim sursa de alimentare prevăzută cu un comutator on-off. Acest aparat are o putere maximă absorbită de 5 kW. Sub sursa de alimentare este montat ventilatorul care permite răcire rapidă a produsului. Carcasa aparatului este metalică și oferă protecție împotriva șocurilor și o răcire eficientă. Clasa de protecție IP21 permite utilizarea acestui produs atât la înălțime, cât și în exteriorul sau interiorul clădirilor. ProWeld MMA140PI are o greutate de 4,7 kg și pentru a facilita transportul putem utiliza cureaua din dotare. În setul de livrare al aparatului găsim certificatul de garanție, carte tehnică în limba română, cablu cu clește port electrod, cablu cu clește de masă, mască de mână cu geam și perie cu ciocan.